În urma acțiunilor de verificare, polițiștii rutieri au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, care conducea un autoturism pe calea Timișoarei după ce a consumat cannabis. Din păcate, aparatul drug test nu a ținut cu șoferul și a ieșit rezultatul pozitiv. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă, acesta refuzând să fie condus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate monstre biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive. Ofițerii și agenții de poliție au urmărit depistarea și sancționarea șoferilor care conduc vehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. La data de 15.10.2021, polițiștii rutieri au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani din municipiul Drobeta-Turnu-Severin, în timp ce conducea un autoturism pe calea Timișoarei după ce a consumat substanțe psihoactive. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drug test, care a indicat o valoare pozitivă, acesta refuzând să fie condus la unitate medicală pentru a-i fi recoltate monstre biologice în vederea stabilirii consumului de substanțe psihoactive. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de monstre biologice. Astfel au fost aplicate 66 de sancțiuni contravenționale, fiind sancționat 5 conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum, iar alți 18 șoferi care au încălcat alte norme. Valoarea totală a sancțiunilor este de peste 16.000 de lei. Au fost reținute 7 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.